Ne-am întors, este ceasul 21:22, au trecut fix 15 minute. O să facem un nou test, să vedem dacă, dacă cumva au fermentat castraveții în mine. După care acesta o să fie și un test de control pentru bere, da? Bun? Rezultatul este 0. Deci, de la salata de castraveți, nu iese alcool nici măcar în aerul expirat. Bun, acum o să închidem aparatul alcool test. O să ne desfacem o bere. Bă, câte sacrificii fac eu pentru... L-am spus să nu vă abonați, vedeți? Mai trebuie să bea o bere în cinstea celor 21.000 de abonați. Bem o bere. Și pentru că berea merge cu alune, am adus și alune. Măcar atât, dacă nu pot să mănânc un grătar, ce te zic, să fie cu noroc. Și, și eu sunt curios să vedem, să dobărăm de o dată acest mit, că toată lumea spune o bere șef, o bere șef, ce ai bădun, o bere șef. Și te uiți pe aparat 0.75, o bere șef. Ia să vedem cât iese de la o bere. Bem berea ușor, frumos. Altfel intră. Altfel intră decât decât castraveții. Nu ne grăbim foarte tare că încă mai simt castraveții ăștia și nu prea merge bere cu castraveți, dar merge cu alune. Mâncăm așa ușurel. Așteaptă, e pregătit. Bă, și altă dată umbli după unul de ăsta pozitiv toată noaptea, să vezi tu un 004. Și acum uite, mi-a dat aparat așa, lejer, știu că peste un sfert de oră se iasă pozitiv. Altfel merge. Încă o dată vreau să vă spun că acesta este un experiment. Sunt la mine acasă. Nu o să conduc până mâine seară, pentru că sunt și în concediu. Deci, vă rog frumos să nu consumați alcool și să conduceți ulterior. Este pentru siguranța noastră a tuturor. Niciun polițist nu are interesul să ia permisul unui conducător auto. Noi ne-am bucurat ca pe toți pe care testăm să fie zero, să fie negativ. Dar, din păcate, nu toată lumea înțelege. Să nu uităm unde am rămas. Suntem aproape gata. Mai avem puțin și terminăm berea. Dacă nici acum nu mă dă ăștia afară din poliție, am scăpat. Nu mai mor curând. Dacă unul singur nu mai conduce după acest experiment, înseamnă că mi-am atins obiectivul. Gata. Ultima picătură. Asta e doza de bere. Trebuie să fac efortul să o beau și pasta, că n-am ce să fac. Prea, eu nu sunt consumator de bere. Mâine seara o să vă arăt eu ce-i pe placul meu, pentru că o să facem o pauză astăzi și o să reluăm mâine, când o să fie alcoolemie zero. Mâine seara, probabil, la aceeași oră. Ceasul 21:29.
În câteva minute, aproape 10 minute, bem berea. Acum, dacă eram în club, trăgeam de bere asta vreo 2 ore, așa, să dai seama, că sunt obișnuit din facultate să trag de bere 2 ore, da? Acum vorba aia, pe salariu, îmi permis să beau o bere în 15 minute la salariul meu de polițist. Urlă castravete și-a mine, n-am mutat așa ceva. Facem efortul din ăsta. Vine berea înapoi. Păi dacă oricum am zis că o oră necesăm de 15 minute. Acum schimbăm un pic regulamentul. Un regulament practic pe care eu l-am făcut, eu l-am schimbat, eu l-am aprobat. O să facem când mai multe testări. Tocmai pentru a vedea exact ce valoare arată, să putem să știm cu cât scade alcoolemia. da? Cred că e cea mai rapidă bere pe care am băut-o vreodată. Aici avem aparatul și imediat după ce am terminat de băut berea, facem experimentul, da? Muștucul este același de mai înainte, a fost zero, deci n-ar să mai deschid al muștucul pentru că nu a rămas alcool. Bun, o să facem întâi o testare pasivă. Să vedem dacă detectează alcool. Eroare, am suflat cam tare. Numai puțin. Alcool. Deci a detectat alcool la pasiv. Arată și becul roșu, asta înseamnă că trebuie să introducem muștucul, schimbăm modul, introducem muștucul, dăm pe modul activ, da, modul activ și acum suflăm. Analizează. 0,28. 0,28 la ora 21:33. Deci la aproximativ 2 minute. 0,28 este o valoare foarte mare. Nu mă așteptam să iasă o valoare așa de mare. Dar probabil și din cauza faptului că a fost făcută imediat. Nu o să mai printăm acum fluturașul, am văzut cum se face o printare a fluturașului. O să-l oprim și ne revedem peste 15 minute. Ne-am întors, pornim etilotestul, schimbăm muștucul, să punem un muștuc proaspăt care să nu spune că a rămas alcool de la testarea de mai înainte și punem unul jos. Îl desigilăm muștucul, capul subțire în aparat, timp de 45 secunde, poezia, da? Bun, acum este ceasul, 21:46, fix 15 minute de când am terminat de băut bere. Testare activă. Să vedem cât arată. 0,09. După 15 minute. Deci a scăzut de la 0,26, parcă atât a fost, la 0,09. Asta înseamnă că este contravenție. Se reține permisul de conducere pentru 90 de zile. O să închidem aparatul. Între timp vreau să vă spun celor care n-ați văzut primul meu vlog în care am arătat cum se folosește aparatul. O să găsiți linkul în descriere dacă doriți să vedeți și prima parte a acestei serii de vloguri cu aparatul etilotest. Revenim peste 15 minute.
Ne-am întors, este 22, da? A trecut aproape, a trecut o jumătate de oră, da? De la 31 la 22, a trecut o jumătate de oră de când, nu am picat să aud de câinele meu, că am și câine, a trecut o jumătate de oră de când am terminat de băut berea și o să facem o testare. Arată o valoare de 0,08. Deci a scăzut doar 0,01, a scăzut. Deci după o jumătate de oră arată 0,08. Asta înseamnă că este contravenție, se reține permisul de conducere, se aplică o sancțiune de 1305 lei. Deci mare grijă, nu conduceți nici după o jumătate de oră. O să mai așteptăm puțin și o să revenim după încă 15 minute, să vedem cât scade alcoolemia din aerul expirat. Bineînțeles că aveți posibilitatea să mergeți solicitați recoltarea de probe biologice de sânge, dar între timp sunt convins că alcoolul a intrat și în sânge. Deci probabil în sânge va fi și alcoolemia mai mare. Iar la fel în ultima perioadă serviciile de medicină legală au aparatură nouă care este mult mai precisă. Sunt situații în care în aparatul alcooltest avem 0,05, iar în sânge avem 0,06 sau 0,07. Deci o diferență foarte mică, dar în creștere. Așa că mare atenție ceea ce faceți în trafic. Închidem și revenim peste 15 minute. Am revenit. Este ceasul 22:15, până primul tirotestul se face 22:16. O să facem o nouă testare, practic după 45 de minute de când am terminat berea. Deschidem un ștuc sigilat. Să vedem cât arată alcoolemia. O testare activă. ...006. Deci după 45 de minute, 006. A scăzut foarte puțin alcoolemia, bine, este și un sfert de oră, timp în care n-am mai băut nimic. Vreau să fac precizarea că această alcoolemie poate să difere în funcție de greutatea fiecăruia, adică cu cât ești mai slăbuț, alcoolemia e posibil să fie mai mare. Eu am 96 de kg și 1,82 înălțime. Deci la aproape 100 de kg, am avut și 100 de kg, dar am avut un secret cum am slăbit, nu pot să vă zic acum. Arată doar 0,06, doar. Este într-adevăr tot alcoolemie, este contravenție, se reține permisul de conducere pentru 90 de zile. Ne vedem peste 15 minute la ultima testare, după o oră, să vedem dacă este și după o oră alcoolemie de la o bere. Este ora 22:31. A trecut o oră de când am terminat de băut o bere și acum o să facem o nouă testare, schimbăm muștucul, să fie muștuc proaspăt, sigilat. Introducem capătul subțire în aparat. Testare activă. Să vedem cât arată aparatul alcool test valoare de la o oră de când am băut o bere. ...005. Deci, dragi conducători auto și dragi urmăritori, asta este dovada că de la o bere este 0,05. În primul și în primul rând, primul mesaj este: nu conduceți autovehicule după ce ați consumat alcool, inclusiv doar o bere, pentru că iată că scade și probabil dacă o să continui testul și după o oră, și după două ore o să iasă pozitiv, ceea ce înseamnă contravenție.
Iar al doilea mesaj este: terminați, domnule, odată cu scuza aia, o bere șeful la 0,70 în aparat. Bine? Avem dovada clară. Iar acum am încheiat primul vlog, am aflat răspunsul la întrebările cât este alcoolemie după ce mănânci o salată de castravet și după ce bei o bere. Iar în vlogul următor, adică mâine, o să filmez un nou vlog pentru că avem acest aparat pus la dispoziție de Safety Camera Systems. Și mâine o să facem testare cu apă de gură, cu whisky, cu pălingă, cu ciocolată, cu rom, bomboane, cu coniac și alte lucruri care mi-au mai trecut mie prin cap. Ne vedem la vlogul următor!